Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre recenzii și perspective asupra aurului și argintului pentru luna iunie 2023. Deci este o recenzie și un punct de vedere al celor de la Kinesis Money. Este un blog interesant și chiar îl respect pe omul acela care conduce Kinesis Money, deoarece omul spune cam ce are în cap, nu se ferește ca alți analiști, își spune pur și simplu opinia într-un mod transparent, știi? Și e foarte ok din punctul meu de vedere. Bun, și hai să-i dăm drumul la treabă. Perspectiva aurului în luna iunie. Luna iunie pare a fi o lună definitorie pentru cât de bun va fi anul 2023 pentru aur. Piețele par să fie într-un moment de răscruce, cu unele dintre umbrele din prima jumătate a anului începând să se risipească, iar cele mai grave efecte ale inflației părând că au trecut. Plafonul datoriei SUA. Cu toate acestea, la momentul scrierii acestor rânduri, cel mai mare potențial șoc pentru piețe nu fusese încă rezolvat. Perspectiva ca SUA să nu-și poată plăti datoriile. Cu toate acestea, negocierile par să se îndrepte într-o direcție pozitivă, iar piața se așteaptă ca să se ajungă la un acord care să evite această scenă catastrofală. Da, ideea este că ăștia o să ajungă la o înțelegere, după cum v-am spus, o să prelungească datoria, dar vedem la ce fel de înțelegere o să ajungă, știi? În principiu, îi prelungesc inevitabilul, deci până la urmă tot se va întâmpla și chestia asta. Dar o să vedem când. Presupunând că luna iunie începe cu Congresul SUA și apoi Senatul, aprobând proiectul de lege conceput de președintele Joe Biden și de speakerul Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy. Cel mai mare semn de întrebare care planează asupra piețelor va fi înlăturat și atenția se poate îndrepta către tema persistentă a inflației și modul în care băncile centrale din întreaga lume o abordează. Cu privire la inflație, după ce a atins nivelul său maxim record în prima parte a lunii mai, condițiile de pe piață au început să se întoarcă împotriva aurului în ultima parte a lunii, lăsând acest activ de refugiu pe cale să se înregistreze o pierdere lunară pentru prima dată în ultimele 3 luni. Cât de favorabilă va fi luna iunie pentru aur va depinde în mare măsură de datele publicate în prima parte a lunii, înainte de decizia de politică monetară a Rezervei Federale pe 14 iunie. În primul rând avem datele privind numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol și rata șomajului din SUA, publicate pe 2 iunie, și apoi întrunirea crucială privind inflația din țară, care începe pe 13 iunie, în ziua precedentă întâlnirii Comitetului Fed. La începutul lunii mai se aștepta ca Banca Centrală Americană să amâne noi creșteri în iunie, ceea ce ar fi susținut aurul. Cu toate acestea, pe măsură ce mai ține de sfârșitul lunii mai, declarațiile oficialilor Fed privind noi creșteri au rămas în continuare ferme, crescând perspectiva unei creșteri suplimentare surprinzătoare. Da, nu știu ce să zic cu creșterea surprinzătoare, adică după cum bine știți, eu v-am spus că vor mai crește dobânzile, ratele dobânzilor, cel puțin o dată. Dar încă n-am mai aflat alte noutăți, dar în principiu asta consider că vor mai crește cel puțin o dată. Dar până la urmă o trăi și o vedea, știi? Având o perspectivă mai amplă, motivul de îngrijorare pentru posesorii de aur constă în faptul că piețele de capital par să arate mai optimiste după câteva luni dificile. Aurul a fost principalul beneficiar al acestei abordări de evitare a riscurilor, deci o trecere la o atitudine mai favorabilă riscului între comercianți și investitori ar putea determina o scădere suplimentară a prețului său. Este important să ne amintim că, chiar dacă aurul a înregistrat o scădere în ultimele săptămâni, nivelul de $1,950 pe uncie este un nivel pe care metalul prețios, cu o istorie de tranzacționare de secole, l-a atins doar de câteva ori, iar prețul aurului se află încă confortabil deasupra valorii de la începutul acestui an. Astfel, luna iunie pare să fie una dificilă pentru aur, pe măsură ce investitorii se întorc, deși în mod tentativ, la activele mai speculative și se îndepărtează de atractivitatea de refugiu a aurului. Dacă aurul continuă să fie tranzacționat peste $1,900 pe uncie la sfârșitul lunii iunie, atunci este probabil ca o nouă undă de șoc negativ a lovit piețele, deoarece condițiile actuale indică mai mulți factori negativi decât pozitivi pentru aur. Da, deci
Dacă aurul depășește luna asta 2000 de dolari, eu cred că investitorii o să revină la aur. Dar ar fi bine să nu intre investitorii în piața aurului, știi? Că ți-am spus, dacă numai dacă 5 sau 10 investitori serioși intră, o să fie jale. Cumpără aia de n-au ăștia să livreze cât cumpără, știi? Și îți dai seama că o să fie nasol pentru toată lumea, înțelegi? Perspectiva pentru argint în luna iunie. Argintul a avut o lună mai dezamăgitoare, în care creșterea de la începutul lunii s-a dovedit trecătoare și a adus, în schimb, la o scădere a prețului argintului cu 3 dolari, ajungând la aproximativ 23 de dolari pe uncie. Întrebarea pentru investitori, pe măsură ce intrăm în luna iunie, este dacă argumentele fundamentale puternice ale argintului vor atrage din nou atenția sau căderea acestui metal va continua. Un optimist moderat și larg răspândit. Din perspectiva economică, există încă multe motive de optimism pentru argint și, într-adevăr, pentru piețele în general. Vârful inflației pare să fi fost depășit în majoritatea țărilor, iar în luna mai au fost raportate cifre încurajatoare. În plus, deși negocierile privind plafonul datoriei SUA nu au fost rezolvate încă înainte de începutul lunii iunie, declarațiile celor mai importanți factori de decizie sunt încurajatori și reduc astfel riscul ca cea mai mare economie a lumii să intre în incapacitate de plată a obligațiilor sale datornice. Condiții favorabile pentru activele cu risc. Adăugând posibilitatea ca Rezerva Federală să fi încheiat deja ciclul său de majorare a ratei dobânzilor, se conturează condiții favorabile pentru activele cu risc. Totuși, aceasta ne conduce la miezul dilemei cu care se confruntă argintul. Este un activ de refugiu care preferă medii de risc scăzut sau un metal industrial care prosperă într-o economie globală înfloritoare. În realitate, deși argintul are un anumit atractiv ca refugiu, acesta este mult mai redus decât al colegului său metalul prețios aurul. Cu toate acestea, ceea ce lipsește argintului în atracția ca refugiu în comparație cu aurul este compensat de utilizarea sa mult mai extinsă în industrie. Cererea de argint în trimestrul al doilea din 2023. De menționat că argintul este foarte solicitat în industria solară și în cea a vehiculelor electrice, ambele urmând să fie incluse în discuțiile privind plafonul datoriei SUA, deoarece actul de reducere a inflației ale președintelui Biden este un mijloc de negociere în dezbatere. În mod interesant, datele recente din China arată că costul producerii energiei solare scade în țară, pe măsură ce restricțiile privind plăcile de siliciu se atenuează. Această veste bună pentru sector ar putea contribui la oferirea argintului sprijinul necesar pentru a stabiliza scăderile recente de preț și ar putea face ca luna iunie să fie marcată de revenirea atenției asupra deficitului continuu de ofertă al acestui component cheie. Se va dovedi iunie a fi raza de soare care va energiza revenirea argintului la niveluri mai reflectorizante ale cererii fizice a metalului, doar timpul va spune. Da, în principiu, în funcție de mișcările din piață, vedeți că eu deja am început să scriu pe raportul de aur, pe noul blog. Deja am pus pentru săptămâna trecută și cred că o să postez ori duminica, ori lunea. Chiar nu știu, pentru că aș face o recenzie asupra tuturor articolelor de luni până duminică, mă gândesc, și lunea să postez sau duminica să postez, chiar nu știu ce să zic. Dar încă nu mi-am făcut un program exact. Dar în principiu la sfârșitul săptămânii sau la început de săptămână o să postez în principiu cam care sunt cele mai importante puncte din piață și cele mai importante mișcări, știi? Bun, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-te din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!